unii dintre telespectatori au mers chiar mai departe. Acum voi merge la colegul meu, Radu Rotaru, pentru că înțeleg că are ceva foarte important să vă spună. Radu, bună seara, despre ce este vorba? Bună seara, Mirela, bun găsit tuturor. Am o veste foarte bună, un anunț important. Sunt convins că ce urmează să spun va aduce zâmbetul pe buzele Veronicăi, dar și pe buzele lui Viorel. Ei bine, în acest moment mă aflu într-un apartament. Este un apartament pe care un proprietar, pentru că a dorit să rămână anonim și nu doresc să-i spun numele, un proprietar s-a oferit să pună la dispoziție acest apartament în care mă aflu eu și pe care vi-l voi arăta puțin imediat, de fapt. S-a oferit acest proprietar să le pună la dispoziție în chirie acest apartament. Voi face acum turul apartamentului, să vedeți și voi, însă mai am o veste importantă pe care vă dau la finalul turului. Ca în orice casă, acest apartament are și un frigider pe care proprietarul l-a umplut cu tot felul de bunătăți, asta pentru ca primirea celor doi soți să fie una fără lipsuri. Voi merge acum mai departe. Acesta este holul de la intrare, după cum vedeți, iar acum voi intra în bucătărie. Este o bucătărie spațioasă, perfectă pentru cuplul Stegaru. Să vedem ce le-a mai lăsat proprietarul. Avem niște ceaiuri, niște tigăi. Să sperăm că Veronica se va apuca de gătit și ne va spune Viorel cum a preparat această mâncare. Avem un cuptor cu microunde, un coș cu fructe, după cum puteți vedea, un aragaz la care sunt convins că va învăța cel puțin Veronica să gătească. Intru acum în balcon, care este un balcon destul de spațios. Este, după estimarea mea, cam mai mare de 10 metri. Cât ține, cât de lung este apartamentul, atât este și balconul. Mergem mai departe acum și vă voi arăta ce avem în restul apartamentului. Avem aici o debara. În acest moment avem aici doar niște apă și niște hârtie de bucătărie, dar sunt convins că Veronica va avea grijă să umple această cămară. Mergem mai departe. Sunt acum în sufragerie. Este o sufragerie spațioasă. Avem un aer condiționat. Vi-l va arăta colegul meu acum. Aici sunt convins că se va ține de cuvânt proprietarul, pentru că a spus că le va aduce și un televizor celor doi soți. Avem un ansamblu de mobilă, un șifonier, care și acesta este destul de spațios și Veronica va avea loc unde să-și pună toate rochile și hainele. Avem o canapea extensibilă. Proprietarul le-a lăsat și o masă de călcat, pentru că spune că o vede pe Veronica ca fiind o femeie de casă care sigur își va îngriji soțul. Haideți să mergem mai departe. Avem aici locul unde este mașina de spălat, o mașină de spălat automată. Mergem acum în baie. Este o baie micuță, dar totuși aerisită, ceea ce este extrem de important, o baie curată și sunt convins că va rămâne curată și după venirea Veronicăi și a lui Viorel aici. Voi merge mai departe și aici este camera cea mai importantă. Voi intra acum în dormitorul în care vor sta cei doi soți. Este un dormitor, la fel ca celelalte camere, este un dormitor spațios, curat, asta este extrem de important și sunt convins că se vor simți foarte bine cei doi soți. Aici, de asemenea, avem un șifonier, unul mai mare, tot la fel de spațios și o lenjerie de pat pentru canapea, în cazul în care se vor certa și vor vrea să doarmă separați, dar să sperăm că nu e cazul. Și vă spuneam la început că mai am un anunț, un anunț extrem de important. Este cel mai important anunț și vă spun așa, proprietarul care le-a pus la dispoziție acest apartament în chirie s-a oferit să le achite și chiria pe câteva luni până când cei doi soți se pun pe picioare. Da, ați auzit bine, cei doi soți pot răsufla ușurați pentru că câteva luni sunt scutiți de plata chiriei. Sunt curios ce reacții au cei doi soți, așa că merg înapoi la tine, Mirela. Mulțumesc tare mult, Radu. Adică nu le percepe chiria, că dacă e proprietar, nu plătește el chiria, adică nu le percepe el chiria vreo câteva luni până se pune pe picioare. Ce părere aveți? Cum vi se pare? Foarte bună. E bună? Vă place apartamentul? Vă descurcați în el? Da. Da? Da. Este un apartament, pare, din acela mai clasic, cu mobilă, mai ca în vremea copilăriei mele. Contează când ei vin de la Blăgești și exact. Își făceau nevoile în însă, curte? Vă ascult imediat ce dată și vă, cineva vă întinde o mână, cred că atunci când sperați mai puțin, și vă îmbie să vă creați o nouă viață pe picioarele voastre, iar la mine, poate că așa sunt eu, când am văzut apartamentul, prima oară m-am gândit la fetiță că aveți unde să o aduceți. Da. Voi da. Nu v-ați gândit la asta? Da. Da, da.
V-ați gândit la asta? Da. Viorel, vei continua de luni? Mulțumim foarte frumos că a făcut gestul ăsta. Viorel, vei continua să mergi la spălătorie de luni când vei fi angajat cu carte de muncă? La spălătorie. Da, da, da. Bun, Veronica, trebuie să-ți găsești repede de muncă. Voi aveți 8 clase, da? Da. Fiecare. N-ați mai vrut să mergeți la liceu. Bun. Ce puteți să găsiți de muncă, ce vă place să faceți? Repede, haideți să luăm niște măsuri, pentru că cele câteva luni în care proprietarul vă păsuiește vor trece foarte repede. Eu l-a dat cu mătura, l-a spălat vase. Deci de acolo, l-a dat cu mătura, a spălat vase, în general menaj, da? Da. Bun. Viorel deja aici la spălătorie. Iată, aveți acest ajutor. Un apartament din acesta, vă pot spune, zi-mi tu, Mara, dacă greșesc. Eu cred că la vreo 250 de euro, 300 de euro, fără, depinde de zonă. Da, deci, dar fără întreținere și fără cablu și fără curent. Doar chiria. Doar chiria. Deci chiria. Vă va duce în jur de 1800 de lei ca popa cu toate dările plătite. Da, deci un salariu se va duce euro, practic pe chiria acestei părea case. Părea și totuși într-o zonă centrală, că era, ai văzut pe geam, se vedea un bulevard pe care mergeau mașini. Deci e clar că e undeva la un bulevard central, principal, posibil să aibă și metrou. În funcție de toate aceste lucruri se calculează chiria și de etajul la care se află, de felul în care este întreținut, utilități, ce mai are prin casă. Da. El părea mobilat complet, chiar dacă mobila nu e una dintre cele mai moderne, da? E una mai clasică, mai ca în vremea mea, lăcuit așa. Pentru ei este atât de puțin important de unde vin. Chiria undeva la vreo 300 de euro un astfel de apartament. Faceți și voi un calcul. Eu spun să vă gândiți repede, pentru că dacă ați trecut prin atât de multe probleme, dacă ați venit aici pentru una și ați aflat alta în direct, dacă atâta lume v-a înjurat, v-a hulit... Și-a schimbat viața, mă, practic. Eu zic că merită ca lucrul ăsta care părea atât de nefericit în viața voastră și emisiunea asta care, înțeleg că vouă v-a adus foarte multe probleme și în satul în care, din care veniți, acolo nu vă mai puteți întoarce. Primarul se plânge că l-ați făcut de râs. Doamna Elinca și cu domn Dumitru la fel spun că nu mai pot scoate capul pe ușă. Haideți măcar să arătăm lumii dacă putem și noi. Că puteți și voi. Da. E atât de simplu. Hashtag și eu pot. Apropo, ce ai de gând să faci cu curățenia de pe străzi? Da, mâine. Mâine, da? Mâine, ce la ce oră? Hashtag și noi putem să facem curățenie pe șosea. Unde? Am găsit aici o zonă. Da. Aici însemnând spre București, noi, unde ne aflăm noi. Mai încoace, unde ne-am dus spre Târgu de Nunt. La Târgu de Turism? Așa. Da. Am văzut acolo o zonă care... Deci la Romexpo cum ar veni? Da. La ce oră, Viorele? Vă spunem noi, că îmi spun colegii mei că tu nu ești din București. Deci e vorba despre Bulevardul Poligrafiei, foarte aproape de Piața Presei Liberă. Strada Tipografilor, acolo este punctul de întâlnire. La ce oră mâine? La ora 15. 15. La ora 15, da? Deci, pe Bulevardul Tipografiei, Strada Tipografilor, mâine la ora 15, vă veți întâlni cu... Veronica, vii și tu. Da. Să nu te aud că ți-e rău la muncă. Auzi? Să nu te aud. Să vii. Da. Veronica și Viorel, înțeleg că ni se alătură și Țancă, cel care spune că campania și noi putem. Și noi putem. Vor să adune, gunoiul de pe stradă, să dea o lecție celor care aruncă, dar să și facă ceva voluntariat pentru a fi modele pentru cei care îi privesc. Și de ce vă spun asta? Că dacă tot au această popularitate pe care o au, se vede clar și pe conturile de Instagram și de Facebook. Să vină și domnul Iacob. Hai măcar să o facem înspre bine, adică să folosim această popularitate în binele societății. Da. Bun. Unde cânti? Viorel, vrei să chem pe cineva anume? Mâine e o pentru mâine, mare. Da, poate să vină, dacă vrea să vină Doina sau cine mai vrea de aici. De aici vor veni colegii mei, numai un pic, vă rog, un pic. Stați că vorbiți imediat după emisiune. Deci colegii mei oricum vor veni mâine, da? Ca să și filmeze ceea ce voi faceți. Care mai vor? Să mai vină. Toată lumea care vrea să vină. Poporul român, domnule, bucureștenii să vină să-și curețe orașul. Și ei pot. Bucureștenii, cei care sunt aproape de această zonă, e o zonă foarte... centrală, e Piața Presei Libere, e la intrarea în București dinspre DN1, e foarte accesibilă. Bun, s-a dus o săptămână, dar, repet, ce mi-aș dori eu foarte mult să văd de la voi este seriozitate, Veronica. Da. Loialitate. Chef de muncă. Da. Ambiție.
Frești familia ta, iată acest om care nu vrea să-și dea numele și care spune: domnule, îi ajut eu, numai să văd că se țin de cuvânt, că rămân împreună, că au grijă de copilul lor. Da. Și că își vor crește fata așa cum face și trebuie să facă orice părinte. E în regulă? Da, e în regulă. Hai că până luni poate să trece și ție colica asta, te rog să-ți iei tratamentele. În regulă? Da. Bun. Proprietarului care v-a pus la dispoziție acest apartament, ce îi spuneți? Îi mulțumim foarte frumos. Mulțumim frumos. Sperăm să ne înțelegem în continuare cu el. Țineți casa curată? Da. Da. Întreținută, că ați văzut-o cum e? Da. Curată, întreținută. Înainte ce doar nu, la înșelat, Veronica, nu. Orice gospodin învață să muncească, așa se spune, când se mărită, când are copil, când are de ales. Poate la mama n-a învățat. Da. Dar eu cred că este ușor. Mai întrebi în stânga, mai întrebi.